Sunt în anfiteatrul din Schitopolis, lângă vechiul Betșean sau Betșan. Un lucru pe care l-am citit acum este că în lumea romană teatrele sau anfiteatrele erau locul distracției, locul discuțiilor, locul întâlnirilor, locul public prin excelență. Pavel la Efes a vrut să meargă în teatru unde se discuta cazul lui, dar prietenii lui din Efes nu l-au lăsat, așa arată un teatru. Unul din cele 800 de teatre descoperite în lumea romană, cu siguranță erau mai multe. Unul din ele este la noi în România, la Sarmizegetusa, în față sunt ruinele Betșeanului. Aici a fost Decapole, zona cu 10 cetăți, unde Domnul Iisus a vindecat un surd și a făcut multe minuni și prin Decapole și a străbătut zona Decapole, fiind pe drumul dintre Galileea și Iudeea. Erau două drumuri, unul trecea prin Samaria, pe sus, pe munte, și altul trecea pe Valea Iordanului. Cel puțin două drumuri erau, mai era unul pe dincolo de Iordan, dar cu siguranță a trecut prin Decapole.